8. Anul nou al dragonului. De Meg Benedict. În zilele premergătoare ciclului unui nou an, am tendința de a reflecta asupra anului trecut, ce am învățat, cum am crescut, ce am finalizat și, de asemenea, apreciez orice noutate. În numerologie, 2023 a fost un an 7. 2 plus 0 plus 2 plus 2 plus 3. Un an mai introspectiv. Cifra 7 ne încurajează să căutăm răspunsuri la fluxul constant de întrebări despre viața însăși. De ce sunt pasionat? Care este scopul sufletului meu? Ce lipsește din viața mea? Care sunt visele și aspirațiile mele? 2023 a fost anul perfect pentru a ține un jurnal, a crea un tablou de viziune și a reflecta asupra adevăratei tale chemări în viață. Am fost inspirată să creez programul meu lunar de mentorat pentru a consolida conexiunea sufletească a membrilor, inspirația și dedicarea pentru măiestria spirituală. Numărul 7 descrie intelectualii, gânditorii profunzi, filozofii și savanții. Cei cu vibrația 7 sunt vizionari, modul lor de gândire este unic, dincolo de obișnuit. Aceasta este calea misticismului antic, explorarea esenței interioare a ființei. Născut eu însumi cu o configurație 7, am constatat că 2023 a fost destul de transformator, luminând noi căi, noi direcții, o nouă conștiință și o nouă infrastructură în procesul de inițiere. Acestea sunt etape progresive în pregătirea pentru anul 8 al dragonului din 2024. În numerologie, anul care vine este un an 8 și anul chinezesc al dragonului. Ce combinație! Ambele aspecte vibrează cu pozitivitate, împuternicire și succes. 2024 este un an al acțiunii, al abundenței și al realizărilor. Anul dragonului oferă un mare potențial și posibilități dacă ne punem mintea la contribuție. Principalele aspecte astrologice ale anului 2024 sunt Pluto în Vărsător și Saturn în Pești. Pluton, planeta transformării, moarte-renaștere, traversează Capricornul, ierarhiile tradiționale, încă din 2008, declanșând criza financiară de pe piețele bursiere care a zguduit lumea. Pluton în Capricorn scoate la iveală structurile de putere ascunse și corupte, politicienii înșelători și frauduloși și excrocii criminali. Dezvăluirile vor continua în 2024, când Pluton va intra și va ieși din Capricorn, încheiind întoarcerea tumultoasă a lui Pluton în Statele Unite în timpul alegerilor prezidențiale. Pluton se mută în cele din urmă în Vărsător pe 19 noiembrie 2024, inițiind transformarea aspectelor legate de Vărsător până în 2044. Am creat acest haos pentru că trebuie să evoluăm, să ne dezvoltăm și să creștem ca specie umană. În timp ce vechiul sistem de putere continuă să se prăbușească, se anunță o nouă eră de aur. Îmbrățișați noul răsărit al umanității. Haideți să o facem să se întâmple împreună. Puternică influență binevoitoare a lui Jupiter pe tot parcursul anului,
în special impactul lui Jupiter în conjuncție cu Uranus, 21 grade Taur pe 20-21 aprilie 2024. Jupiter reprezintă norocul, abundența și oportunitățile de creștere și expansiune. Uranus este planeta progresului, a revoluției și a surprizelor neașteptate. Venus se alătură conjuncției pe 23 mai 2024. Progresând de la bifurcația liniei temporale din 12 decembrie 2019, prin conjuncția Saturn-Pluto din 2020, care a dus la colapsul sistemelor, până la schimbările sociale rapide ale lui Saturn-Uranus din 2021, experimentăm activarea resetării, repornirii noului sistem de operare circular. În a doua jumătate a anului 2024, Jupiter în Gemeni va intra în quadratură cu Saturn în Pești pe 19 august 2024 și din nou pe 24 decembrie 2024. Acesta este primul pătrat din ciclul Jupiter-Saturn, care a început în decembrie 2020 la 0 grade vărsător. Alte momente importante ale anului 2024 sunt eclipsele nodale de lună și de soare. 25 martie 2024, eclipsa lunară a nodului sud la 5 grade balanță. 8 aprilie 2024, eclipsa solară a nodului nord la 19 grade berbec, conjuncție cu Chiron. 18 septembrie 2024, eclipsă de lună a nodului nord la 25 grade pești. 3 octombrie 2024, eclipsa de soare a nodului sud la 10 grade balanță. Sunt multe lucruri pe care să le aștepți cu nerăbdare în noul an. Jupiter în Pești inițiază mai multă speranță, optimism, viziuni expansive și posibilități infinite. Haideți să ne conectăm cu Arhanghelul Metatron și să stabilim un nou curs spre 2024 în conștiința unității. Ne-am născut pentru această perioadă. Noi suntem călăuzitorii luminii. Noi dăm naștere noului pământ. Cu dragoste, Meg Benedict. Sursa: megbenedict.com, împărtășit de Galactic Press. Lectura: Mihaela.